Cum se simt 2000 de cai putere pe un hipercar electric de 2,4 milioane de dolari? Afla Marquez, unul dintre cei mai populari YouTuber tech, cel care a testat cea mai rapidă mașină din lume. E capabilă să prindă 100 de km pe oră în doar 1,74 secunde și ajunge la 360 pe oră în doar 10 secunde. Hai să vezi și tu! 3, 2, 1... Never felt that in my face. Rimac Nevera este noul model al companiei croate care a fost cumpărată de către Volkswagen și unită cu Bugatti. Nevera este electrică cu autonomie de 480 de km pentru condusul normal, iar bateria se poate încărca rapid de la 0 la 80% în doar 20 de minute. Pe lângă putere, Nevera se asigură că mașina este distractivă pentru șoferi grație unui display uriaș, dar și a unui software inteligent. There's also a button on the steering wheel that has a little picture of like a voice control. When I press it, it says this car is going to get voice commands and Apple CarPlay and Android Auto with a software update. If it actually does get all those things and it's wireless, that would make this one of the best car infotainment systems of any hypercar I've ever seen.